Marius Niculae nu o vede pe CFR favorită pentru al 6-lea titlu la rând. Fostul dinamovist crede că FCSB are șanse mari să ia campionatul după 8 ani. Titlul se decide în ultima etapă, e sigur Marius Niculae, după ce a văzut primele două etape din play-off. Nu văd o echipă să lege 3 victorii consecutive, de exemplu, în acest play-off. Mi se pare cel mai interesant play-off. Niculae a fost coleg la Vaslui cu noul antrenor de la FCSB. Cipriotul Haralambus poate fi primul antrenor străin care ia titlul cu FCSB. El e un tip foarte credincios și cred că se pliază foarte bine ceea ce își dorește patronul echipei, că până la urmă el plătește salariile și el face alegerile, bune, rele, timpul va demonstra.